Primăria a decis să evacueze și locatarii din Căminul D din cartierul Istru, dar o astfel de acțiune poate avea efecte destul de grave. Deputatul Florian Nicolae consideră că legea trebuie respectată și aplicată întocmai, dar este nevoie și de măsuri de protecție socială în sprijinul copiilor din acest cămin. Amintesc autorităților locale faptul că și ei sunt oameni, chiar dacă la un moment dat au săvârșit contravenții sau dacă au săvârșit infracțiuni, sigur trebuie să răspundă în fața legii, dar trebuie să ne gândim, să ne aplicăm cu atenție la protecția socială a minorilor. După cum observăm, se apropie perioada rece și nu știu dacă, fără a lua măsuri de protecție socială, putem să ne îndreptăm și asupra copiilor, persoanelor care vor fi evacuate din căminele de nefamiliști. În cartierul Istru au primit somații de evacuare 14 familii, fiind invocat faptul că nu mai au contracte de închiriere valabile. De fapt, contractele au expirat, iar municipalitatea nu le-a mai prelungit.